Ne-am format o strategie pe 8-10 ani de a transforma Ariceș Rahtiban una dintre cele mai frumoase comune. Fiindcă de obicei, dacă nu curge apa, primarul e de vină, dacă nu se ridică gunoiul, primarul e de vină. Avem și vom instala depimetre digitale, deci nu mai e nevoie să-ți bată cineva în poartă. Am trecut prin furcile caudine cu tot felul de contestații. Există această viziune și această dorință de a avea piste de bicicletă și cabluri îngropate. Deci bazin de not la Ricești? Bazin de not didactic. Lumea nu mă va întreba după mandat de 4 ani, nu mă întreabă ce au făcut ceilalți, mă întreabă ce am făcut eu. Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Ionache. Invitatul meu de astăzi este primarul localității Ariceș Rahtiman, domnul Gheorghe Orbu. Vă mulțumesc, domnule primar, bine ați venit! Bine v-am găsit și eu vă mulțumesc pentru invitație. O localitate invidiată de foarte mulți, o localitate în care oamenii, ploieștenii, chiar am câteva cunoștințe, ori s-au mutat, ori intenționează să se mute, e distanța mică față de Ploiești, localitatea este bogată. Spuneți-mi, vă rog, din punctul dumneavoastră de vedere, cum ați caracteriza calitatea vieții locuitorilor din Ariceș Rahtiman? Pot aici vorbim spun... și despre, evident, vorbim și despre locuri de muncă, vorbim și despre utilități publice, vorbim despre cam tot. Într-adevăr, Ariceș Rahtiman are o poziționare geografică foarte bună, este aproape de Ploiești, dar în plus față de aceasta oferă niște condiții care vor duce la a atrage și locuitori, în plus față de ce avem acum și business-uri, afaceri, datorită faptului că avem acel parc industrial și nu numai asta. Avem un plan foarte mare în ceea ce privește dezvoltarea comunei. Sunt lucrări pe care le avem în demarare, sunt investiții care le avem în demarare și atunci vor face din Ariceș Rahtiman foarte atractiv, un loc foarte atractiv. La recensământ, mă scuzați, o scurtă paranteză, care este situația? Pe plus, pe minus, foarte multe ploieștiuri, a pierdut vreo 30.000 de locuitori. La recensământ suntem pe plus, un lucru foarte încurajator, dar și vă spun, noi avem o, să zic așa, o dorință, o viziune, o misiune de a transforma Ariceș Rahtiman una dintre cele mai frumoase comune și prospere din Prahova. Or, lucrul acesta va crea preambulul și mijloacele de dezvoltare și de a atrage cetățeni și business-uri, afaceri în Ariceș Rahtiman. Apropo de business-uri, fiindcă de fapt aici sunt două concepte, și anume există localități care au dezvoltat zona rezidențială și localități care au dorit și au atras, în primul rând, investitori. Au pus accentul pe agenți economici, care înseamnă taxe și impozite mari, de la persoane fizice, e științific ce spun acum, taxele și impozitele se situează între 6 și 9% din total bugetul unei localități, maxim 9%, așadar un peste 90% din bugetul unei localități provine din taxele și impozitele pe care le plătesc agenții economici. Din acest punct de vedere, apropo de terenuri, apropo de strategia dumneavoastră, aveți de gând, aveți investitori mari, foarte mari pe raza localității. Doriți să continuați atragerea investitorilor străini și cum? Sunt din 2020 primar la ultimele alegeri. Într-adevăr, am purtat diferite discuții cu parteneri, cu potențiali investitori. Avem în derulare planul urbanistic general, un plan urbanistic care va reseta oarecum structura comunei, atât din punct de vedere al intravilanului, cât și al posibilităților de a mări o suprafață adecvată dezvoltării unor industrii și business-uri în parcul industrial. Adică prin acest plan, pentru locuitorii, ca să înțeleagă locuitorii din Ariceș Rahtiman, veți spune, veți aloca mai mult teren către agenți economici sau? Nu, alocăm mai mult teren atât în intravilan, deci dăm posibilitatea să se construiască, dar și mărim suprafața pe care o punem la dispoziție sau ar putea fi pusă la dispoziție pentru dezvoltarea unor business-uri și afaceri în comună.
Deci cele două aspecte oarecum sunt echilibrate din punct de vedere geografic și al suprafețelor, lucru care nu face altceva decât să mărească efectivul în intrabilan, deci zone rezidențiale, dar și pe partea cealaltă a afacerilor de diferitelor afaceri. Spuneți-mi, vă rog, ca să continuăm cu acest subiect, calitatea vieții. Este foarte important pentru toți oamenii, sunt foarte importante utilitățile publice și vă propun să le luăm pe rând, fiindcă de obicei, dacă nu curge apa, primarul e de vină, dacă nu se ridică gunoiul, primarul e de vină, dacă nu este bec, dacă nu este lumină pe stradă, cum ați evalua? Haideți, dacă vreți, să le luăm pe rând. Calitatea apei. Din semnalele pe care le primiți, sunteți mulțumit? Suntem și ne încadrăm în limitele stabilite prin legislație. În plus, față de ceea ce avem, avem un plan, un proiect major de modernizare și eficientizare a rețelei de apă. Am obținut chiar un plan, am obținut o finanțare prin Anghel Saline de 16 milioane. Avem un proiect de 22 de milioane, 23 de milioane de lei. Motiv care va spori atât racordarea la rețeaua de apă a gospodăriilor, dar mai ales vom eficientiza foarte mult rețeaua de apă. Vom avea pierderile acelea, pierderile vor fi reduse, avem și vom instala depimetre digitale, deci nu mai e nevoie să-ți bată cineva în poartă și să citească acel apometru. Ne uităm spre soluții eficiente din punct de vedere al consumului de energie. Stațiile de pompare vor avea panouri solare, care va fi de asemenea un plus. Ei bine, toate acestea nu fac decât să ajute, să sprijine și generează posibilitatea de a duce spre mai departe alte investiții în infrastructură. Când va începe acest proiect? Acest proiect suntem la stadiu de obține avize și acorduri. Sper ca spre sfârșitul anului sau cel târziu anul viitor să-l începe. Pe o durată de aproximativ? Pe o durată de un an și... A, doar atât, nu? Da, da. Canalizarea? Canalizarea este o altă infrastructură de care avem nevoie, în ciuda faptului că Ariceș-Dractivani este o comună bogată cu potențial și resurse. Aceste elemente de bază nu au fost până acum atacate mai frontal. Ei bine, de când am venit, am scos la licitație canalizarea, rețeaua de canalizare. Am trecut prin furcile caudine cu tot felul de contestații și procedura aceasta anevoioasă, mai mult de un an și ceva de zile. În primăvara acestui an am atribuit contractul canalizării. Suntem în perioada de a efectua, elabora proiectul tehnic, obținerea vom depune pentru avize și acorduri, astfel încât spre sfârșitul anului să începem la acest subiect. Va începe balamucul în Ariceș-Dractivani, că va fi deranj. Eu sper să nu fie un balamuc, într-adevăr canalizarea e și cea mai scumpă lucrare de infrastructură. Este o lucrare care se întinde pe toate cele 5 sate. Are 60 de kilometri de rețea de canalizare, 2 sau 3 stații de epurare și un cost aproximativ de 20 de milioane de euro. O lucrare într-adevăr foarte mare, va genera disconfort, dar trebuie să alegem între ce ne dorim, noi cetățeni, comunitate sau dacă stăm relaxați. Canalizarea cu siguranță este un semn al civilizației. Este foarte cerută de cetățeni, lucru pentru care m-am angajat, una dintre promisiuni a fost să începem acest proiect. Deci tot Ariceștiul, așa este licitația, așa este proiectul, va fi, toate casele, gospodăriile vor fi racordate, fiecare străduță. Da. Da. Va avea posibilitatea să se racordeze la canalizare, da? Da? Deci integral, nu vorbim gradual. Etape. Avem 3 etape în care lucrarea este împărțită pe Ariceș-Nedelea, 2 sate, Buda o altă etapă și Stoienești-Târgșor o altă etapă. Ei bine, acestea nu sunt corelate astfel încât să se poată derula.
și executa în același timp. Constructorul are potențial de a ataca mai multe fronturi de lucru și atunci este un lucru bun, îl vom face pentru toate statele. Puteți avansa și un termen de finalizare sau este mult prea devreme? Conform contractului, această lucrare se întinde pe perioada a 3 ani de zile, dintre care 9 luni, 9 luni pentru proiectare, urmând ca în următorii 2 ani pentru rețeaua de canalizare și stațiile de epurare. Va fi o schimbare importantă în Aricești Reactivan din acest punct. În acest punct, e adevărat, cu disconfort. Dar apropo, să rămânem sub pământ, la rețele. Gazele reprezintă o problemă sau este... Din punct de vedere al alimentării cu gaze, stăm bine din acest 100%? Punct. 100%? Avem locuințe, sau aproximativ 10-95%, dar... Se derulează proiecte acelea de racordare, extinderi majore nu avem cu străzi care nu e gaz deloc. N-aș putea spune lucrul acesta, poate câteva cazuri izolate, dar rețea, infrastructură de gaze avem în toate satele, nu sunt decât acele branșamente, racorduri la populație, la gospodării. Salubritatea reprezintă o problemă, fiindcă aici cetățenii cu siguranță vă sună sau vin la dumneavoastră, domnule primar, vreau să vă semnalez că XYZ. Salubritatea, într-adevăr, a fost o problemă majoră, cu foarte mult disconfort, mai ales la nivelul anilor 2021, extraordinar de multe sesizări. Am încercat să rezolvăm, din păcate, sub actuala asociație de dezvoltare intracomunitară, din care știm că... Da, cu ADI deșeuri. ADI deșeuri. Prea multe resurse și pârghii nu avem, având în vedere că... Aveți un vot, începeți și dumneavoastră, exact, ca la plăiești. Acel contract nu este direct cu Aricești Reactivan. Dacă adică dumneavoastră spuneți așa, că nu primăria, cred că oamenii știu, destul de mulți oameni cunosc acest lucru. Primăria nu are contract, nu a contractat ea operatorul de salubritate, s-a contractat la nivel regional și aveți Riceștiu ca și alte localități, aveți un singur vot în cele 36, nu? Exact. Altfel ați rezilia, să înțeleg. Fără doar și poate. Așa rău v-a supărat, așa, adică... Chiar la momentele acelea, acum s-a mai îmbunătățit lucrurile. Dar aveți nicio pârghie să-l chemați, dragă operatorule? Avem, să știți, avem discuții săptămânal. Chiar poliția locală, pe partea de mediu, urmărește întregul proces, colectarea, depozitarea acestor deșeuri. Dar sunt situații mai presus de BADEI, sunt situații care se întâmplă la nivelul așa zisului Rosal, că acum s-a schimbat denumirea. De acolo cred că au pornit acele probleme majore cu care ne-am confruntat. Sperăm însă să intrăm într-o normalitate și am observat în ultimul timp că s-au diminuat din aceste probleme, dar dacă ar fi să aleg între a merge mai departe și a înființa o societate la nivelul comunei, cu siguranță a doua opțiune ar fi cea luată în considerare. Deci dacă ați putea, ați înființa o societate fără proprie? Fără doar și poate, pentru că oferă posibilitatea de a avea o influență și a manageria lucrurile direct. Nu trebuie să fii nu știu pe unde și să nu ai puterea aceea de decizie sau de ce nu, atunci când sunt probleme chiar de a obstrucționa prestatorul respectiv. Spuneți-mi, vă rog, asfaltul. Bănuiesc că Aricești Reactivan este asfaltat 100%, da? Nu aveți... Putem spune cu mici excepții... Poate că veți sparge acum, mă rog, din toamnă veți... Asta va fi provocarea cea mai mare. Canalizarea va implica și probleme cu asfaltul, cu străzile laterale. Pe firul principal al drumului județean, drumul național, nu sunt probleme sau n-ar trebui să fie probleme, pentru că canalizarea este pe două fire, stânga-dreapta, și atunci n-ar trebui să se strice drumul. Dar pe străzile laterale, canalizarea este prevăzută a se face pe mijlocul drumului și atunci se va strica acel
Ei bine, proiectul la care lucrăm și se lucrează în actualmente va fi astfel încât să se refacă, să se aducă la stare inițială asfaltul. În orice caz, mă iertați, în orice caz, după canalizare, vom demara un alt proiect major pentru comunitate, și anume refacerea drumurilor, a străzilor, piste de bicicletă, trotuare și chiar pe firul, pe drumul județean și drumul național, îngroparea cablurilor în subteran. Este un proiect la care visez și va fi în continuarea rețelei de canalizare. Este un lucru sperios care ar trebui să beneficieze comunitatea și să se întâmple în toate comunele, nu numai la noi. Deci cabluri îngropate, scriu aici, da? Piste de bicicletă. Și piste de bicicletă, da? Trotuare. Sunt două idei pe care... Acest proiect îl vom demara imediat cum avem proiectul canalizării. Atunci vom înțelege foarte bine ce se va afecta, cât se va afecta, pe unde vor fi problemele cele mai mari. Dar în completarea de a repara drumuri și a repara asfalt, există această viziune și această dorință de a avea piste de bicicletă și cabluri îngropate. Deci undeva cel târziu anul viitor? Anul viitor sper să demarăm acest proiect la nivelul de studie fezabilitate sau DALIS și proiectenie, astfel încât odată cu sau aproape de finalizarea canalizării să-l putem demara pe acesta. Piste de biciclete vă gândiți în toată localitatea sau? Cel puțin pe străzile, pe drumurile județene, DJ 140-144, și pe străzile mai generoase din punct de vedere al spațiului, care într-adevăr creează spațiu de a avea aceste piste de biciclete. Avem câteva pe care chiar se pot face. Adică să existe un când am ieșit la plimbare, nu să merg 2 km, să-mi iau bicicleta în brațe, mai merg 1 km și mă pun din nou pe pista de biciclete. Nu. Dorim ca acest lucru să aibă continuitate. Și vă pentru spun, mișcare, pentru și copii. Vă spun, adică... vă spun că noi chiar am început această viziune de dezvoltare. De exemplu, la ieșirea din Ariceș-Activani către Târgșor, da, avem la momentul acesta un proiect cu piste de biciclete stânga și dreapta. Mai avem un studiu și ăsta este licitat. Este la faza de a obține avize și acorduri. Mai avem un studiu de fezabilitate pe care îl avem la licitație și care oarecum va fi în afara comunei, pe lângă un drum și canal ANIF, pe lângă un drum de exploatare, și care nu va face altceva decât să unească satele Târgșor, Aricești, Nedelea, să le unească și, bineînțeles, elementele principale, cum ar fi baze sportive sau cămine culturale, pe care să le unim cu astfel de pistă de bicicletă. Aceasta este un proiect la care ne-am angajat și pe care îl doresc să-l ducem la bun sfârșit, și de fapt acesta, ceea ce avem sau am enumerat anterior, nu este decât o mică parte din proiectul major de care v-am vorbit privind rețeaua de piste din întreaga comună. Deci așadar localitățile, știți ce constat și vă spun sincer, am încercat să mă abțin, dar nu pot. În ciuda faptului că sunt la Ploiești, toți și în Prahova, foarte mulți oameni știu că Ariceștile Activani este o comună bogată, constat domnule primar, că, cum să mă explic ca să fiu așa, că sunt gazdă. Sunt foarte multe probleme mari cu care v-ați, adică pare la un moment dat de neînțeles. Asta... Pe dumneavoastră nu vă întreb așa. Să știți, acesta este unul din motive pentru care sunt de vorbă cu dumneavoastră și în funcția aceasta. Ariceș-Activani, o comună cu potențial, o comună în care ar trebui să avem aceste facilități, aceste beneficii pentru cetățeni, nu s-au întâmplat. Ori lucrul acesta m-a determinat să mă angajez la această funcție. Să intrați în competiție, hai să schimbăm. Și, într-adevăr, vă pot spune că
De exemplu, nu aveam o grădiniță cu program. Asta vreau să vă întreb, sănătate și educație. Care este stadiul? La educație, creșe există? Oamenii vă solicită creșe? Creșe există nu atât de mult, dar intenționăm. Avem un centru trestiorean, multifuncțional trestiorean, care are creșe, sală de sport, o clădire administrativă, teren sintetic, parc. Suficiente locuri la creșe? Nu la creșe, este o grădiniță cu program prelungit, dar ideea este, având în vedere că noi deja am înființat o grădiniță cu program prelungit într-o fostă școală gimnazială, să din trei grupe să facem probabil două și să încercăm să facem acea creșă în acea grădiniță cu program prelungit, care acum este în stadiu de construcție, de construire. Avem, de exemplu, și un bazin de not care am făcut studii de fezabilitate, urmează să facem proiectarea proiectului, după care să-l scoatem la licitație. Deci bazin de not la Riceș? Bazin de not didactic la Riceș, da. Avem o bază sportivă pe care o reamenaja și la care vom adăuga și un bazin de not. Acoperit, descoperit? Acoperit. Tot timpul anului, așadar, copiii vor practica în notul. Pot învăța să noate, fac mișcare. Așa este. Un termen, fiindcă știți cum sunt. Deci eu vă spun ceva, aici la proces verbal, de-a lungul anilor, în ultimii 2 ani, cel puțin 3 ani, când aud de SF, obișnuit cu Ploieștiul, înseamnă science fiction, nu mai înseamnă studiu de fezabilitate. Știu că este un pas, adică este obligatoriu cu SF-ul, dar oamenii întreabă, ok, am înțeles, cu PNRR, cu SF-uri, cu proiecte, cu studii, cu licitații, cu birocrație. Dar când se face? Bănesc că asta vă întreabă și pe noastră foarte mulți. Domn primar, ok, luăm banii, dar când se finalizează? Bazinul, 2025-2026, un termen realist, care ar fi? E o întrebare foarte bună. Și vă spun sincer, noi puteam să fim mai avansați acum dacă avem acele documentații, SF-uri sau proiecte tehnice, la stadiul avansat și atunci am fi putut să facem licitații la pentru execuție. La ce stadiu le-ați găsit? Nu, unele nu le-am găsit. Ce am găsit? Am găsit un studiu de fezabilitate cu canalizarea și a centrului trestioreanu. Acestea. Și au fost bune și încă o clădire socială pe care o avem iar în construire. Au fost bune lucrurile acestea și într-adevăr ai putut să mergi pe ceva în care să mergi să execuți. Ei să bine, știți că e interesantă că nu criticați fost administrație. Rar se întâmplă acest lucru. Nu este. Pe mine mă interesează să fac de aici, de la punctul de la care am pornit și să ducem mai departe. Ce a fost, bine, au fost lucruri, mai puțin contează. Lumea nu mă va întreba după mandat de 4 ani, nu mă întreabă ce au făcut ceilalți, mă întreabă ce am făcut eu. Studiile fezabilitate, și să revenim un pic, este un pas necesar, dar care îți creează premisele unei gândiri și a unei demarări unor lucrări bazate pe astea. Și dacă tu ai acești primii pas, 2, și dacă mai ai și niște avize, acorduri, autorizații de construire, atunci te poți duce cu lucrarea în sine de a o executa. Dacă nu, și aici noi am lucrat foarte mult, la foarte multe studii de fezabilitate, la proiecte tehnice, ca să avem acești pași. De acum încolo, este ca un bulgăre de zăpadă. Se răstură. Indiferent dacă voi fi eu sau nu, după 2024, vor avea anumite proiecte care au fost gândite și au fost demarate astfel încât să existe o continuitate, o strategie. Noi, sau cel puțin eu cu colegii mei din Consiliul Local, ne-am format o strategie pe 8-10 ani. Ori lucrul acesta de dezvoltare. Ori lucrul acesta denotă că ne pregătim acum pentru ce va fi în 5, în 7, în 10 ani. Adică nu de azi pe mâine. Nu de azi pe mâine. Spuneți-mi, vă rog, sănătatea, fiindcă noastră spuneți, domne, sunt cereri, Ariceștiul a ieșit pe plus la recensământ, oamenii așadar vor să vină sau vin în Ariceștiul activani, însă mai ales tinerii, dar și bunicii, întreabă două lucruri. Domne, creșe, grădiniță, școală și medic. Asistent, adică ok, e o urgență, unde îl duc?
Din punctul acesta de vedere, noi avem în fiecare, în fiecare sat, da, câte un centru medical individual. Sunt cu dispensarele medici de familie respective, dar ne uităm să dezvoltăm aceste servicii. De exemplu, la fosta primărie, așa cum o cunoaștem noi, unde au fost sediul primăriei până mai acum câțiva ani, dezvoltăm, o reabilităm și vrem să facem un centru din acesta medical pentru analize, pentru diferite servicii medicale, cum ar fi chimioterapie, reumatologie. Acestea ar fi la centru multifuncțional. De asemenea, avem prinse niște cabinete medicale. Mai mult decât atât, și am pornit discuții avansate în a forma acele centre medicale locale prin care să venim în sprijinul populației defavorizate, în sprijinul bătrânilor, persoanelor singure. Ei bine, aceste centre le vom face și de bună seamă vom avea servicii suplimentare către populație. Vă gândiți și la un centru medical, nu zic de permanent, de urgență? Adică astfel încât de când există o urgență. Adică există inițiative la nivelul... Bine, ar fi bine. În schimb, noi suntem nu chiar departe de Ploiești și atunci... Spitalul județean. Dar printre acele centre locale, comunitare, se poate asigura și o permanență. Cert este că vom avea cu 2 sau 3 angajați și care vor merge la persoanele vulnerabile, vor merge să vadă cum se prezintă situația cu anumite persoane, cu persoane singure, persoane care sunt sub un medicament, un tratament. Deci vom veni în sprijinul cetățenilor și din acest punct de vedere. Rămâneți să facem emisiunea 20 de minute. Ultima întrebare, domnule primar. Spuneți-mi, vă rog, oamenii când vă întâlniți, când vă întâlniți cu ei pe stradă, care ar fi top 3 probleme invocate de cetățeni? Fiindcă dumneavoastră, împreună cu Consiliul Local, aveți o viziune, vorbeați despre strategia pentru următorii 7-8-10 ani de zile, dar oamenii au problemele lor. Probleme, fiindcă știți cum este, degeaba nu suntem noi interesați foarte tare de SF-uri, suntem interesați să vedem bazinul de not, canalizarea la noi în curte, nu ce presupune, birocratic vorbind, acest demers. Când vă întâlniți pe stradă cu oamenii, care sunt cele mai des întâlnite probleme? Ce vă invocă cel mai mult oamenii? Cred că cel mai mult și sper că această inițiativă, demararea proiectului canalizării a fost una. Și în al doilea rând au fost celelalte structuri benefice pentru cetățeni, cum ar fi o grădiniță, așa cum ați precizat, o creșă, o sală de sport, niște parcuri de agrement. Lucrurile acestea, într-adevăr, totdeauna cetățenii ne le-au spus. Mai sunt și situații legate de cele cu aspectul social, așa cum v-am spus, al întrajutorării cetățenilor aflați în dificultate și mergem și în direcția aceea. Sunt, în schimb, și alte probleme pe care noi nu putem să le onorăm, având în vedere că nu sunt în... Încă vin cu oamenii... Da, m-a spus probleme că la primar, de... M-a spus că toată lumea se duce la primar, indiferent, da, în ce localitate, primarul rezolvă de la probleme legale până la probleme juridice cu pământul. Cu pământul avem un proiect major și mă folosesc de acest moment ca să-l transmit. Avem cadastrarea generală din fonduri europene, un proiect cu ANCPI și chiar invităm cetățenii zilele acestea să vină la primărie, să aducă documente, să le aducă în vedere, astfel încât la sfârșitul acestui proiect să beneficieze de cadastru și cărți funciare. Spuneți-mi, domnule primar, Am sesizat că a spus proiecte europene. O localitate care are un buget peste medie, cum este Ariceș, Lactivani. Care este strategia dumneavoastră? Fiindcă administrația poate să aibă următoarea strategie. Dom'le, avem bani suficienți, noi nu vrem fonduri europene, nu vrem PNRR, nu ne trebuie bătăi de cap. Care este strategia? Am căutat orice resursă care ne-ar putea aduce un buget suplimentar să-l atragem. Pentru că
având resurse suplimentare, poți să faci mai multe proiecte. Strategia este de a nu precupeți niciun efort în a atrage acest efort. De exemplu, avem acum 4 proiecte semnate cu fonduri europene, mai avem încă 3 cu Consiliul Județean cu Ploiești, într-o colaborare, mai avem depuse încă cel puțin 6 proiecte care vor intra în analiză în, sper eu, în următoarea etapă, pentru modernizare școli, pentru clădiri, locuințe, pentru tineri și pentru profesori, medici. Avem și alte proiecte care le-am depus, mai lucrăm la un proiect acum chiar și pentru o școală nouă. Tot europene, tot fonduri. Pentru fonduri europene. Dar, așa cum am precizat, orice resursă suplimentară nu face altceva decât, chiar și canalizarea o avem pe fonduri europene depuse, nu face altceva decât să ne dea marja aceea în care poți să jonglezi și să promovezi mai multe proiecte. În lista noastră de investiții avem peste 70 de obiective, 50 sunt cu aport direct în viața comunității și în dezvoltarea infrastructurii și a beneficiilor pentru comunitate și vă dați seama că aceste obiective, aceste lucrări nu fac altceva decât să ceară și să consume buget. Ori dacă noi atragem și sper să atragem cât mai multe fonduri, cu atât mai bine. N-ar fi sau ar fi ok din punctul ăsta de vedere, dar o mare problemă pe care o avem sunt inginerii, sunt managerii de proiect, pentru că multitudinea proiectelor necesită mai mulți oameni specializați. La momentul actual, organigrama este așa cum ne este dictată de legislație. Da, o comună, atunci, un oraș, da, un municipiu. Și atunci problema cea mare și pe care o văd, avem proiecte multe în dezvoltare, sub o fază sau alta, dar nu avem atât de mulți personal care să ducă aceste lucrări. Și atunci automat că frânați. Asta va fi cel mai mare impediment. Nu mă gândesc nici la din punct de vedere financiar, pentru că comuna este bogată, are cel puțin aproape 10 milioane de euro din taxe și impozite, deci bugetul, dar impedimentul este acela de a avea personal calificat care să managerieze și să ducă aceste... Astea sunt condiții, adică nu sunt latitudine, nu, da, e ceva este opțional. Este un impediment pe care încercăm să-l finalizăm sau să-l într-un fel sau altul. Vă mulțumesc, domnule primar. Vă propun ca în toamnă să filmăm la Aricești, ca să vedem chiar acolo pe șantier. Cu mare drag. Să vedem exact care este stadiul lucrărilor. Sunt foarte multe proiecte și iată că nu întotdeauna o comună sau o localitate bogată are locuitori în acea localitate, au o calitate a vieții ridicată. Drept dovadă că acum noastră vă ocupați, atacați probleme care țin de calitatea vieții. Canalizarea nu mai este un moft în 2023. Cu atât mai puțin la Aricești n-ar fi trebuit să fie. Din păcate. Ca și calitatea apei, ca și schimbarea rețelelor, că schimbarea rețelelor la apă înseamnă și o apă mai bună. Vă mulțumesc, domnule primar, vă doresc succes, fiindcă aveți nevoie la câte proiecte sunt la Aricești, chiar aveți nevoie. Vă mulțumesc, vă doresc succes. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc invitațiilor și urmăritorilor noastre, vă felicit pentru emisiunile pe care le faceți. Mulțumim, da, felicitați-ne, la felicitați-ne și la toamnă, că să vedem exact pe teren ce se întâmplă. Vă așteptăm. Vă mulțumesc, domnule primar. Aici punem punct în această seară emisiunii Proces Verbal. Mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!